Bună ziua și bine v-am găsit! V-ați gândit vreodată că obezitatea este responsabilă pentru bolile de inimă, pentru diabet, pentru accidentul vascular cerebral, pentru litiaza biliară și uneori chiar pentru incapacitatea de muncă? Avem soluții pentru toate cazurile. Mai multe însă despre toate acestea veți afla în câteva momente de la invitații mei de astăzi. Primul invitat al emisiunii de astăzi este doamna doctor Claudia Gavriș, șef de lucrări, medicină internă. Bine ați venit, doamna doctor! Vă mulțumesc pentru invitație! Cum și când apare obezitatea? Obezitatea apare în orice moment al vieții noastre, de la naștere până la 100 de ani. Este definită de indexul de masă corporală, care înseamnă raportul între greutatea exprimată în kilograme și înălțimea la pătrat exprimată în metri. Astfel încât, cu această formulă, care depinde doar de greutate și de înălțime, putem defini atât obezitatea, cât și gradul de severitate, vorbind de supraponderal, la un index de masă corporală între 25 și 29, vorbim de obezitate de gradul 1, 2 și respectiv 3, atunci când indexul de masă corporală crește între 25 și 29, 30 și 35 și respectiv 35 kg pe metru pătrat. Apare întotdeauna când există un aport caloric mai mare decât necesarul energetic. Cu alte cuvinte, dacă avem un aport alimentar mai mare decât consumul energetic, decât avem nevoie. Necesarul nostru caloric depinde într-adevăr de vârstă, acesta scăzând odată cu înaintarea în vârstă, depinde de sex, bărbații având un necesar caloric mai mare decât femeile, dat fiind o masă musculară mai mare, și depinde evident de activitatea pe care o desfășurăm în fiecare zi, persoanele sedentare având nevoie de un aport caloric mai mic. Știm că obezitatea poate fi o boală de sine stătătoare, dar ea de cele mai multe ori are un efect de domino, aș putea spune, și declanșează în lanț o serie întreagă de alte boli mult mai grave, chiar cu deces. Ce ne puteți spune? Pacientul obez are o speranță de viață mai mică. Există dovezi științifice care relaționează obezitatea cu peste 15 afecțiuni și în top, pot spune, sunt bolile cardiovasculare, hipertensiunea, dislipidemia, infarctul miocardic, accidentul vascular, de asemenea modificările articulare pe sistemul osteoarticular și de asemenea este dovedită incidența mai mare a cancerului de sân și cancerului uterin la persoanele obeze. Vorbim de un risc cardiovascular de aproximativ 4 ori mai mare și o incidență de 2 ori mai mare a acestor cancere la persoanele obeze cu un index de masă corporală mai mare de 30-35 kg pe metru pătrat. Ce ne puteți spune despre prevenția și despre tratamentul obezității? Cred că prevenția am putea spune că poate începe încă din perioada intrauterină. Greutatea și evoluția ulterioară a copilului depinzând de dieta mamei. De asemenea, sunt factori de risc menționați pentru apariția obezității la copil și aș putea enumera indexul de masă corporală în primii 2 ani de viață, numărul de ore pe care copilul și-l petrece la televizor, un număr mai mare de 8 ore pe săptămână fiind dovedit că este un factor de risc pentru obezitatea la copil și adolescent, de asemenea numărul de ore de somn mai mic de 10,5 ore pe zi la un copil până la vârsta de 3 ani, sunt factori de risc dovediți pentru apariția obezității la copil. Pentru adulți, aș spune că vorbim de puțini adulți la care esențial sunt factorii genetici. În marea majoritate a cazurilor, vorbim de un aport caloric crescut inadecvat consumului energetic. Ca dovadă, sportivi de performanță ajung să fie obezi și persoane care nu au probleme cu greutatea, modificându-și ulterior stilul de viață, ajung să fie obeze, fără a avea o altă modificare în patologie. Statisticile ne arată că aproape 30% din populația României, populația de adulți, este obeză. Cum putem să-i ajutăm? Ce șanse au ca să revină la o greutate normală? Esențiale pentru scăderea în greutate sunt dieta și efortul fizic.
Evident că există grupuri populaționale pe care au indicații pentru tratament medicamentos sau pentru tratament bariatric. Obezitatea este deja o boală pe care în primul rând trebuie să ți-o conștientizezi, să te adresezi unui medic care să te învețe să-ți calculezi acest aport de calorii în fiecare zi. Există foarte multe medicamente care se găsesc și în România, care au pornit, care au dezamăgit ca efecte secundare sau ca efecte în timp și ele ne nu sunt suficiente. Ne puteți spune câteva? De exemplu, sibutramina, atât de mediatizată, folosită și de sportivi. Și trebuie să înțelegem că asocierea la ea trebuie făcută cu modificarea stilului de viață. Deci, urmarea unui tratament nu este suficientă și este grevată și de efecte secundare uneori. Mulțumesc mult! Și eu!